găsit, dragi antreprenori și viitori antreprenori digitali! Mi s-a spus că am o voce atât de caldă și de calmă, că seamănă cu poveștile din copilărie de la Noapte Bună Copii. Alții mi-au spus că le vine să doarmă când mă ascultă, așa că îmi închipui că dacă s-au adunat cam două ore, peste două ore de emisiuni, de podcast, și cumva dacă ești la volan și, ce știu, te-ai pornit pe un drum mai lung, ai grijă, da? Deci un fel de warning, poate provoca somn. Acum depinde unde călătorești, dacă o iei de la Oradea la Cluj, printre curbele și serpentinele din Piatra Craiului, cred că nu te apucă somnul, dar dacă ești cumva pe o autostradă, știu eu, Autostrada Soarelui, unde este drum întins, sau undeva la Șes, da, unde nu sunt curbe, serpentine, usuișuri, coborâșuri, acolo e pericol. Așa că asta este vocea mea și na, poate provoca somnolență, dar sper totuși că prin conținutul pe care îl creez eu aici, prin poveștile, prin mesajul pe care îl am pentru tine, totuși sper să nu adormi, ci sper să te trezești. În ultima săptămână, de când am publicat ultimul episod, s-a întâmplat că am fost la weekendul trecut, da? Deci acum o săptămână eram la un seminar la Cluj, unde am fost invitat special la Business Building Event Future of Digital și construim Clujul, construim Baia Mare, construim Iași, București, iar în afara țării Bologna, Torino și Kempten. Și s-a terminat sezonul toamnă al sesiunii, al seminarilor, și ne vom întâlni la Dreamcamp de Ziua Națională în Poiana Brașov. Bun. Ce s-a întâmplat de săptămâna trecută până acum? S-a întâmplat ceva foarte important, hotărător, decisiv în parcursul meu următor, și anume a fost seminarul de la Cluj, 29 octombrie, și a urmat noaptea de 29 octombrie, noaptea în care s-a schimbat ceasul, deci am primit o oră în plus, deci am primit un timp care în mod obișnuit nu există. Și în acel timp, în acea oră, eu eram cu ochii ațintiți la o poză, o poză a unui leu. O poză foarte bună, foarte bună, pentru că leul ăla se uită fix la tine. Leul ăla se uită fix la tine și mentorul meu îmi spunea, uită-te la leul ăsta, gândește-te la colegii pe care i-ai acum în echipă și gândește-te ce trăsături ale acestui leu le găsești în colegii tăi de echipă. Sau, altfel pusă întrebarea, în colegii tăi de echipă găsești trăsăturile acestui leu? Hai să vedem, leu ăsta, ce trăsături are? Și am stat și m-am gândit și am stat și m-am gândit și stăteam și mă uitam și stăteam și mă uitam ca la o pictură și încercam să văd ce îmi spune mie acel chip de leu, acea privire de leu. Și leul ăla îmi spunea așa, leul ăla îmi spunea fără niciun dubiu că știe exact încotro merge, că are pasul atent, calculat, sigur, fără riscuri aiurea, în momentul în care se pornește pe un drum către o pradă, știe exact unde merge, știe exact cum trebuie să meargă într-acolo, pentru ca prada aia să fie sigur, sigur, sigur a lui, pentru ca reușita să fie 100%. Mă uitam la el, el s-a uitat la mine, mă uitam la el, îl vedeam cât e de grav, de serios, de drept, de încrezător, de focusat, de disciplinat. Mă uitam la el, el se uita la mine și se uită la mine în continuare cu o privire pătrunzătoare, o privire de care nu te poți feri. Ești obligat cumva, te obligă acea privire să te uiți la el. Și este, în engleză, spun englezii, you cannot mess with him.
privire de care nu te poți feri, așa cum am zis mai devreme, și o privire pe care nu poți fenta, nu poți minți, nu poți păcăli. Deci îți zice verde în față lucrurile și te obligă și pe tine să-i spui lucrurile verde în față. Îți impune aceeași gravitate și seriozitate și focus și disciplină. Și tot uitându-mă la el, leul la mine, îi vedeam pe câțiva dintre colegii mei de echipă cu care lucrez îndeaproape, îi vedeam în acele trăsături, în acel leu, deși acei colegi încă nu sunt lei. Dar dacă te uiți atent, vezi aceste trăsături, acești mugurași, acești pui de leu, îi vezi. Și asta este o trăsătură foarte importantă la un lider. Un lider trebuie să fie vizionar și să vadă, să învețe această abilitate de a vedea în oricine potențialul, puiul de leu. De a vedea acest lucru chiar înainte ca respectivul om să fie măcar conștient de valoarea pe care o are, de aurul pe care îl are, de diamantul care este. Asta face un lider. Asta a făcut întotdeauna un antrenor și un profesor și un mentor bun. Și este trăsătura pe care mi-o doresc din toată inima să o capăt și eu. Și știu că o capăt cu experiența. Asta a fost în acea oră inexistentă, acea oră de grație pe care am primit-o în noaptea când se schimbă ceasul, 29 spre 30 octombrie. Întorcându-mă acasă de la seminar, privirea aceea leului mă urmărea și am zis ia să fac eu un joc cu mine. Și mi-am pus poza pe desktop. Pe poză scrie mare de tot forța mentală. Un leu are forță mentală. În engleză sună cam așa, mental toughness. Și mental toughness ăsta, forța asta mentală, o găsești la campioni. Dacă stai să studiezi viețile marilor campioni sportivi, ai să găsești în ei această forță mentală. Și mi-am amintit într-o discuție cu mentorul meu, Adrian Repede, mi-am amintit amândoi de acel moment de la Olimpiada din Moscova 1980, când Nadia Comăneci a evoluat impecabil la bârnă, dar a trebuit să fie făcute niște calcule, a trebuit să-i se calculeze nota Nadiei în așa fel, încât nu ea să iasă campioană olimpică la bârnă, ci o anume altă sportivă, nu contează, nici nu mai țin minte numele ei. Țin minte acele 20 de minute de iad prin care am trecut cu toții, în toată țara se auzea, nu se mai auzea nicio respirație, nu se mai auzea musca în toată România. Cu toții eram înfrigurați în așteptarea notei de la bârnă. Și camera o urmărea pe Nadia, în timp ce Bela Caroli, antrenorul Nadiei, era spumegat de nervi și cedase nervos. În tensiunea aia urmăream chipul Nadiei, toată țara urmărea chipul Nadiei. Și chipul Nadiei nu spunea nimic, spunea doar o siguranță de sine, o detașare, dar fără să fie detașată din momentul acela și din spațiul acela, dar cumva era deasupra lucrurilor. Era regina și spunea Adrian Repede, Nadia venise să arate că e regina, nu se demonstreze că e regina. Și același lucru mi însufla și leul pe care mi l-am pus pe desktop. De o săptămână eu lucrez în felul următor. Deschid laptopul, îmi dau drumul la muzică, sunt în balansoar și lucrez de pe telefon. Dar pe laptop nu sunt imagini de pe YouTube, da, de la muzică, ci este leul care are
mental toughness, forța mentală. Și mai lucrez pe telefon, schimb mesaje, lucrez, mai trag cu ochiul către Leo, mai stau să mă uit câteva secunde la Leo, el se uită la mine, eu la el. Și la un moment dat am simțit că se schimbă raportul. La un moment dat am simțit că Leul se uită de data asta la mine și Leul mă... poza, da? Să nu credeți că am luat-o razna, este efectiv un joc pe care îl fac de fapt cu mintea mea. Am simțit că Leul se uită la mine și mă analizează dacă eu am trăsăturile Leului. Și se uită Leul la mine. Măi, Monica, tu ai trăsăturile astea? Focus, disciplină, seriozitate, calcul, pas calculat, fără riscuri aiurea, o privire pătrunzătoare a lucrurilor. Tu ai această forță mentală pe care o am eu, regele animalelor? Ia să te vedem. Și mi-am amintit de o povestire a lui Oscar Wilde, cred că am mai pomenit-o eu aici, nu mai țin minte exact. Hai să pornesc altfel. Ovidiu, poetul latin exilat la noi, la Pontul Euxin, la Tomis, a scris Metamorfozele. Și în Metamorfozele sale a scris povestea lui Narcis. Narcis era atât de frumos încât era îndrăgostit de propriul său chip. Și în fiecare zi își petrecea ore și ore și ore întregi oglindindu-și chipul într-o apă. Fiind atât de îndrăgostit de acest chip și neputându-l atinge, a pierit de dor. A murit. Și nimfele acelui lac, da, erau foarte triste la acest fapt, da, la moartea lui Narcis și plângeau. Și din lacrimile lor s-au născut, nu-i așa, narcisele. Asta este povestea lui Ovidiu. Trec 2000 de ani, apare Oscar Wilde și inversează cumva povestea și spune așa. Narcis era îndrăgostit de propriul său chip, neputându-l atinge, a murit de dor. Nimfele lacului plângeau și lacul le-a întrebat pe nimfe, de ce plângeți? Păi cum de ce plângem? A murit Narcis, nu o să-l mai vedem niciodată și era atât de frumos. La care lacul, a, Narcis, ce rău îmi pare că a murit. Nu e așa că-ți pare rău? Ce frumos era! Da, era frumos? Da, cum, nu știi? Nu știu. Mie îmi pare rău că a murit Narcis, zice lacul, pentru că era singurul care venea la mine și în ai cărui ochi îmi puteam oglindi frumusețea mea. Asta este povestea lui Oscar Wilde. A inversat povestea. Cine se oglindește în cine? Narcis se oglindește în lac sau lacul în ochii lui Narcis? Noi ne oglindim în oglindă sau chipul din oglindă se oglindește în noi? Eu îl privesc pe leu și caut în el trăsăturile de lider sau leul se privește în mine și mă descoase să vadă trăsăturile de lider în mine? Nu-i așa că e un joc frumos și incitant? Nichita Stănescu spune, a avea un ideal înseamnă a avea oglinda. Într-o oglindă te aranjezi până când te accepți să fii. Și eu când mă gândesc la drumul meu, la încotro mă îndrept cu acest business, mă gândesc la faptul că în 2 ani de zile, într-un an de zile deja, vreau să o am pe o Monica ideală. Și acea Monica ideală este în felul următor. Este un lider, un om care conduce, un om care știe să-și conducă viața, în primul rând, se conduce pe sine.
Apoi este un model, un exemplu pentru cei din comunitate, din comunitatea Future of Digital, comunitatea de antreprenori și de nomazi digitali Future of Digital. Este un lider respectat în această comunitate, un lider care conduce prin exemplu, prin exemplu bun. Este un om liber, un om care poate să meargă oricând, la orice oră, să vadă o expoziție, să vadă un spectacol, fie că este în New York, fie că este în Londra, fie că este la Roma sau la Verona sau la Madrid sau la Barcelona sau la Paris. În oricare din aceste locuri poate să-și permită, după concert sau după expoziție, să mai stea o săptămână, două, cât îi face plăcere, și să vadă locuri frumoase, să se înconjoare de locuri frumoase, să se simtă bine, să fie fericită, să se joace ca un copil, să trăiască în locul în care îi place, o lună, două, trei, fără să fie împiedicată de timp sau de bani. Asta este Monica pe care eu mi-o imaginez. Și în toată această viață să fie înconjurată de familie și de prieteni tot timpul. Și prietenii să fie oameni valoroși care pornesc pe acest drum, pe același drum. Prietenii să fie din această comunitate minunată pe care o construim împreună, prima comunitate, probabil, de nomazi digitali din lume. Asta este Monica mea ideală, Monica spre care mă îndrept. Asta este Monica pe care eu o văd în oglindă atunci când o privesc în oglindă. Și Monica asta se uită la mine din oglindă înapoi și mă întreabă în fiecare zi, de câteva ori pe zi: Monica, ai făcut astăzi pașii necesari pentru ca să ne întâlnim? Ai luat astăzi deciziile potrivite care să te ducă pe acel drum pe care noi ne vom întâlni, la capătul căruia noi ne vom întâlni? Asta este jocul oglinzilor și leul mă ajută în fiecare zi să-mi amintesc de trăsăturile unui lider. Asta este jocul pe care ți-l propun și ție, dragă ascultătorule, și o să pun pe pagina mea de Facebook poza acestui leu ca să te ajute să îți faci și tu o setare mentală potrivită, ca să te ajute să te așezi în oglindă, să-ți așezi în oglindă acel ideal spre care tu să te îndrepți. Până la episodul următor, te invit să-mi urmărești pagina de Facebook Monica Vereșvații și pagina de Instagram Business din Balansoar. Până atunci, îți doresc decizii înțelepte și să devii o voce cizelată în social media. Numai bine!